Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Totul pentru familia mea, sezonul 4, episodul 10. După ce Sarp a căzut de la etaj, suferind răni grave, a fost transportat de urgență la spital, unde a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă. Întreaga familie Ren este profund afectată de incident și face tot posibilul să dovedească nevinovăția lui Asi, care este suspectată că ar fi provocat căderea. În timp ce Sarp se află în spital, Omer decide să-l viziteze pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat. Totuși, atunci când Omer o menționează pe Asi, sperând că Sarp nu va depune plângere împotriva ei, acesta se înfurie. El crede că intenția lui Omer este doar să o protejeze pe Asi și că nu îi pasă cu adevărat de starea lui. În ciuda așteptărilor tuturor, Sarp îi promite lui Omer că va spune adevărul și că Asi este nevinovată. Cu toate acestea, în mod surprinzător și contrar celor spuse inițial, Sarp minte ulterior și susține că Asi l-a împins intenționat de la etaj. Din cauza acestei mărturii, Asi este arestată și ajunge în închisoare, ceea ce adâncește disperarea și suferința familiei sale. În paralel, Akif, în încercarea de a o convinge pe Cheval să mărturisească adevărul, încearcă să o amenințe. Însă Cheval, având acum un avantaj asupra lui Akif, îl șantajează cu o filmare compromițătoare în care el apare într-o luptă violentă cu Veli. Între timp, tensiunile dintre Yasmin și Asi, deja crescute din cauza incidentului cu Sarp, ating un punct culminant. Confruntarea dintre ele devine inevitabilă, fiecare având propriile acuzații și resentimente. Situația devine din ce în ce mai tensionată, pe măsură ce fiecare se străduiește să-și apere propriile interese. În altă parte, soția lui Sado încearcă disperată să o găsească pe Suzan, dar nu reușește să o găsească acasă. În lipsa lui Suzan, femeia o întâlnește pe Hilmi, care trecea prin zonă, și îi cere să-i transmită lui Suzan că a căutat-o, lăsându-i și numărul său de telefon. Din păcate, Hilmi pierde numărul de telefon, dar îi spune totuși lui Suzan despre vizita femeii. Curioasă de această vizită neașteptată, Suzan îi povestește lui Akif despre situație, iar el decide să investigheze mai departe. Cercetările sale dezvăluie că Sado, soțul femeii care o căutase pe Suzan, a murit. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.